Te invit să deschide Sfânta Scriptură la 2 Împărați, la capitolul 6. Doi Împărați, capitolul 6, pagina Bibliei 395. Mi-am propus să citesc câteva versete, începând cu versetul 24 până la versetul 33 inclusiv. Așa că Doi Împărați, capitolul 6, pagina Bibliei 395, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorată, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinaț de porumbel 5 sicli de argint. Și fac o completare, măgarul pentru evreu era animal spurcat, necurat. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat: scapă-mă, împărate, domnul meu! El a răspuns: dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Ariei sau alteascului? Și împăratul i-a zis: ce ai? Ea a răspuns: femeia aceea mi-a zis, dăm pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: de pe fiul tău să-l mâncăm. Dar ea a ascuns pe fiul ei. Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei și a rupt hainele, când stătea pe zid și poporul a văzut că pe din lăuntru avea un sac de păr pe trup, împăratul a zis: să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. Ascultați! Când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Pe când le vorbea el încă, sorul se și coborâse la el și împăratul a zis: iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să reocupați locurile. Mi-am propus în seara aceasta să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj foarte deschis, ca de la inimă la inimă și în același timp extrem de provocator. Și mi-am intitulat mesajul din seara asta sub forma unei interogații, sub forma unei întrebări. Și mesajul se numește chiar așa: ce faci în situație de criză? Pasajul biblic pe care l-am citit conturează foarte clar un episod trist din viața poporului Samariei, în care efectiv au fost asediați de către un împărat crud, puternic, Ben-Hadad, cel mai probabil împăratul la care face referire, care conducea cetatea Samaria, era Ioram, potrivit celor mai mulți cercetători ai Sfintei Scripturi. Și era un timp cu totul nepotrivit, un timp ciudat, un timp de foamete. Și spune că e un detaliu care deranjează: un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint. Vă dați seama ce vremuri de foamete trăia poporul Samariei, de așa manieră încât au ajuns să coboare la cele mai josnice lucruri. Chiar observăm mai târziu că nu doar la lucrurile care sunt execrabile pentru un om, a ajuns chiar și să-și omoare proprii prunci ca să poată avea ceva de mâncare. O asemenea vreme de foamete cum n-a mai fost niciodată în istoria poporului evreu. Știți de ce toate acestea? Din cauza neascultării. Fiindcă dacă vă veți uita dumneavoastră în Levitic, capitolul 26, de la versetul 27 la 29, vreau să citesc versetele acestea, fiindcă sunt capitale, spune Sfânta Scriptură în felul următor: dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, zice Domnul,
mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Cum? Veți mânca pâine până și carnea fiilor voștri. Exact ce se întâmplă în pasajul biblic. Veți mânca până și carnea fiicelor voastre. Ați auzit? Toate? Din cauza unui singur lucru. Neascultării și împotrivirii față de poruncile lui Dumnezeu. Și asta s-a și întâmplat. După sute de ani, de la această avertizare a lui Dumnezeu, dată de Domnul, prin omul și reprezentantul legii mozaice, respectiv liderul Moise, care efectiv a primit de la Dumnezeu un mesaj clar. Atâta vreme cât rămâneți în perimetru voii lui Dumnezeu, veți avea parte de binecuvântare. Când vă veți îndepărta de perimetru voii lui Dumnezeu, veți avea parte de blestem pe toate planurile, inclusiv criză financiară, foamete, lipsă de mâncare. Și asta s-a și întâmplat. Și mă uimește să văd că trăia poporul Samariei un timp extrem, extrem de nepotrivit. Dumneavoastră știți cum s-a format poporul samaritian, v-am spus de multe ori, nu mai reiterez. Dacă cineva are curiozitate și nu știe cum s-a format, mă poate întreba la sfârșit. Vreau să câștig timp, asta este ideea. Și poporul acesta samaritian, care într-un fel sau altul făcea parte intrinsecă din regiunea poporului evreu, respectiv cele 10 seminții din regatul de nord, Iuda era cel de jos, regatul de sud, cu cele 2 seminții, Iuda și Beniamin. Însă poporul acesta samaritean, dragii mei, sub conducerea împăratului Ioram, traversa o criză extrem de puternică, o vreme de foamete. Și nu doar că era foamete și criză, mai mult decât atât, un împărat crud puternic al Siriei s-a hotărât și să-i asedieze și să pornească război împotriva lor. Și cel mai cumplit lucru în viață este după ce tu ai un moment greu, un moment de durere, un moment în care deschizi frigiderul și vezi că e gol, în momentul în care deschizi portofelul și vezi că suflă vântul pe acolo, în momentul în care deschizi șifonierul și nu mai vezi nicio urmă de haine, în momentul în care te uiți spre copiii tăi și vezi că ei strigă de foame, nu poți spune copiilor dumneata de 2-3 ani că tu te încrezi în Dumnezeu, ei vor să vadă pâinea. Pentru ei încrederea în Dumnezeu se traduce în pâine, în apă, în mâncare. Și mai mult de toate acestea, nu doar un sentiment de insecuritate materială, financiară și alimentară era, mai mult decât atât, un război pornește dintr-o dată, că parcă necazurile n-ar fi suficiente în viață, și după necazul acesta al foametei, a crizei financiare, a crizei alimentare, mai apare o altă criză, un război între națiuni. Un război în care efectiv un împărat, fără să se uite că este recesiune economică, fără să se uite că inflația e mare, fără să se uite că da prunci și nu mai au ce mânca, fără să se uite că s-a ajuns la un colaps financiar, a pătruns și mai tare, fiindcă Ben-Hadad avea o singură căutare, să cucerească teritorii, să cucerească împărății și să poată să-și construiască un imperiu puternic. Nu contează dacă trebuie să calc pe cadavre, nu contează dacă voi lăsa morți în urma mea, am o singură miză, vreau să cuceresc Israelul. Vreau să cuceresc Samaria. Asta era căutarea lui Ben-Hadad. Și în această vreme de adâncă criză, dragii mei, nu doar foametea, nu doar criza financiară, nu doar starea de asediu, de război, mai era ceva. Mai era ceva. Era criza emoțională. Noi de regulă zicem așa, mă, dacă n-am ce să pun pe masă copilului meu, mă învânt și urinic eu ca părinte să știu că el este bine. N-ați auzit de realități ale părinților care și-au vândut un rinic pentru sănătatea copiilor? Vă pot înșiri o listă de oameni care l-au uitat în viață în calitate de autentici părinți și-au vândut un rinic pentru a face o operație de 100.000 de euro, de 50.000 de euro pentru copilul lor drag. De ce? Copilul să scape cu viață. Numai că aici e o criză cu totul ciudat. E invers. Părintele își omoară propriul copil ca să aibă ceva de mâncare. Vă puteți imagina asta? Foarte greu. Foarte trist. De neimaginat, am spune noi. Și mai era ceva ciudat. Noi știm că dacă majoritatea oamenilor trăiesc greu și n-au mâncare și sunt în criză și trăiesc din împrumuturi de pe o zi pe alta, de obicei senatorii, deputații trăiesc bine, mai ales împărat. Numai că nici Ioram nu ducea prea bine. Și el avea parte de foamete, măcar că era împărat, măcar că era guvernator, măcar că era dregător. Fiindcă atunci când criza vine în viața ta, nu se uită nici la legitimație, nici la diplome, nu se uită la nimic. Nu se uită nici la tinerețea ta. Astăzi am fost și am mormântat un tânăr de 40 de ani.
Soția 30 și puțin. A lăsat în urmă un copil de câteva luni de zile. Stop cardiorespirator. Răzvan s-a dus la Domnul. A plecat în eternitate. M-a durut extrem de mult când stăteam acolo în cimitir. Când am cântat cântarea de la revedere, știți ce a strigat soția acestuia? Dumnezeule, de ce ești nedrept cu mine și mi-ai luat bărbatul? M-ai lăsat vădvă cu un copil de câteva luni de zile. O durere imensă. Poate cineva să măsoare durerea acestei femei? Noi am fost la mormântare, am cântat, am predicat, am plecat. Dar ea a rămas cu rana, cu golul, cu singurătatea, cu durerea, cu criza emoțională în suflet. Cine poate măsura durerea? Există vreun termometru, vreun aparat din lumea asta să poată măsura durerea unui om? În astfel de momente nu putem să vindecăm inima omului. E o criză prin care treci. Așa cum poporul acesta al Samariei a avut de traversat o criză cumplită, și noi la rândul nostru avem crizele noastre. Probabil crize spirituale, crize relaționale, crize financiare, crize familiale, crize spirituale. Crizele pot fi de foarte multe tipuri. Însă vreau să vă spun ceva. Indiferent de criza prin care Dumnezeu alege la un moment dat să ne treacă în viață, întrebarea pe care vreau să ți-o pun în seara asta, prietene drag, frate sau soră, este următoarea. Ce faci în situație de criză? Ce faci atunci când te uiți spre diagnostic și doctorii spun, nu mai e șansă pentru tine? Ce faci dacă pâinea se va scumpi și veți fi dați afară de la locul de muncă? Ce faci dacă afacerea dumneata dă faliment? Ce faci dacă într-o zi va trebui să te duci într-o secție de oncologie? Ce faci dacă va trebui să-ți iei soția de mână și ajungi într-o secție de spital și să spună, nu mai există vindecare la oameni, numai Dumnezeu poate face ceva? Ce faci dacă va trebui să te duci cu copilul la operație și nu știi dacă va scăpa sau nu? Ce faci în astfel de momente? Asta vrea să ne întrebe Duhul Sfânt în seara asta. Poate că acum ești bine. Poate că predica mea te deranjează. Poate că spui, eu bine, sunt sănătos, am bani ceva puși deoparte, nu mă frământ de ziua de mâine. Am cunoscut oameni milionari în euro care într-o singură zi au pierdut totul. Dumnezeu ne poate trece prin vremuri de criză. Haideți să vă citesc o statistică îngrijorătoare. Să vedeți că lumea a mai întâmpinat momente de criză și de dureri. În 1921, o mare foamete în Rusia, 30.000 de victime într-o singură zi. La ora actuală, Africa, Asia, America Latină, jumătate din populația globului este o populație subalimentată. În anul 1918 a fost gripa spaniolă care a făcut ravagii. Publicația Times scria în decembrie 1918 că sunt 6 milioane de oameni care au murit de gripă și pneumonie în 12 săptămâni. Iar la nivel mondial, 12 milioane de oameni. Bătăi, violuri, divorțuri, uragane. 21 de milioane de oameni la ora actuală sunt sclavi. 4 milioane sclavi sexuali. Ceilalți sclavi prin muncă. 795 de milioane de oameni la ora actuală suferă de foame. Aproape un miliard. Noi suntem 7 miliarde și ceva de oameni. Aproape un miliard de oameni, astăzi în 2020, suferă de foame. Unu din nouă oameni n-au ce mânca. M-auziți? Și nouă ni se strică de multe ori mâncarea în frigider. 161 de milioane de copii în foame, te mănâncă doar o singură masă pe zi. 896 de milioane trăiesc doar cu $2 pe zi. În 2015 au fost conflicte și războaie în care au murit 152.000. Deci nu vorbesc de secolul trecut. Acum câțiva ani, respectiv 5 ani. În 2016, acum 4 ani, din cauza terorismului, 24.642 de morți, 27.613 răniți, 2.341 de proprietăți distruse, 129 de țări afectate de terorism, cu tremure. În fiecare minut, 34 de oameni sunt diagnosticați cu cancer în ultima fază. E atâta suferință, atâtea crize, boli, diabet, accidente, droguri, moartea celor dragi. Asta am vrut să vă citesc. Trăim o vreme de adevărată criză. Și dacă mai pune și pandemia asta,
în care practic mass media a devenit așa un fel de statistică de morgă. Și astăzi au mai murit 1000 de oameni, și astăzi 1000 de infectați, și astăzi nu știu cât. Și totul parcă este într-o continuă criză. Și cea mai mare problemă, că avea dreptate într-un fel președintele Organizației Mondiale de Sănătate când a zis așa, și cea mai mare problemă a omenirii la ora actuală nu-i pandemia. Cea mai mare problemă la ora actuală a omenirii e că nu este un guvern mondial care să poată conduce toată omenirea aceasta. Și noi știm că pe această platformă se pregătește anticrist. Dumneavoastră credeți că a apărut virusul ăsta de la Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu se uită în cer și zice ia să plouă, să arunc cu necas, cu suferință, cu virus, cu gripă, cu pandemie, nu oameni, nu. Dumnezeu nu poate face rău. Dumnezeu poate îngădui rău. E mare diferență. Însă vreau să vă spun ceva. Ce cred eu? Eu cred că e fabricat în laborator. Cred că este un joc de putere între marile putere a lumii, cine să fie? China, America, Rusia, abar n-am cine? Și în acest joc de putere care să fie pe prima poziție? Noi suntem niște simpli victime pe tabla de șah a vieții. Și de fapt știți care este scopul final? Vreau să crezi că scopul final este să ne ascundem noi, să stăm cu măști, că nu le place zâmbetul nostru? Stați cu minții. Interesul este să se facă o destabilizare economică, să ajungă la o recesiune, oamenii nu mai știu cum să se descurce, pe această platformă să apară mari masoni ai lumii și să spună noi suntem soluția, noi avem banii pentru toate țările, depindeți de noi. Pe această platformă să se ridice anticrist. N-ați văzut că printr-un simplu decret lumea întreagă a fost izolată și băgată în casă? Ați mai văzut pe cineva pe străzi? Toți înghesuiți, America, Franța, nimeni nu mai zbura, tot într-o singură zi. S-a închis. Pentru că s-a vrut, a fost un examen și un exercițiu prin care s-a încercat controlul omenirii și s-a reușit. Și asta este realitatea. Trăim o puternică criză. Criză sanitară, criză financiară, criză spirituală. Lumea în care trăim este într-o puternică criză. Ce facem în astfel de momente de criză? Criza, să știți că nu este apanajul doar al ultimelor vremuri. Ea, în ultima vreme, zice Biblia că se va accentua. Însă vreau să vă spun ceva. Fiecare generație a avut parte de criza ei. Pe timpul lui Avram a fost o foamete, pe timpul lui Isaac a fost o foamete. În fiecare generație, pe timpul lui Naomi și a lui Elimelec a fost o foamete. Pe timpul lui Elisei a fost o foamete, pe timpul lui Ilie, 3 ani și jumătate de secetă. În fiecare generație, Dumnezeu a îngăduit să fie momente de criză. Știți de ce? Pentru că în momentele de criză strălucesc mai tare pocăiții. Atunci se face diferența între lumină și întuneric. Când este bine și totul merge ok, banii-s bani, sănătate-i sănătate, mașina e mașină, casa e casă, serviciu-i serviciu, cu toții suntem fericiți, putem veni la adunare și putem cânta o cântare de mărire am în inimă mereu. Și poate să fie totul frumos, dar când brusc Dumnezeu ne închide ușile, brusc când apare o problemă în viața noastră, atunci ies la iveală cei care sunt cu Dumnezeu de cei care nu sunt cu Dumnezeu. Cei care nu sunt cu Dumnezeu se panichează, se sperie, fug, se izolează, se închid, trag jaluzelele, nu mai știu ce să fac, ajung în depresie, se uită în jur, se sperie, nu mai știu ce să fac, frate. Iată ce spun în seara asta. Nimeni nu moare doar din cauza unei boli. Nimeni nu moare din cauza unui virus. Toți mor atunci când Dumnezeu le spune gata, s-a sfârșit viața ta. Asta cred. Eu nu cred că Răzvan la 40 de ani a murit din cauza unui stop cardiorespirator. Asta e explicație științifică și medicală, dar eu cred ceva mai mult decât atât, în mod transcendental. Cred că Dumnezeu a zis punct acestei vieți. Că dacă Dumnezeu alege să pună punct, nimeni nu mai pune virgulă. Și dacă Dumnezeu a pus virgulă, nimeni nu poate să pună punct. Lăuda să fie Domnul în veci. Ce faci în situație de criză? Prima atitudine pe care o vedem în textul acesta este atitudinea acelei femei care în timpul în care aștepta să se ducă la prietena ei să-i omoare fiul ca să poată mânca cum a făcut și ea mai înainte cu o zi, în disperarea ei, în durerea ei, în amărăciunea ei, se plimbă, ați văzut oameni nenorociți și depresivi. Ăștia se plimbă fără să aibă vreun sens. Se duc în bucătărie și nici nu mai știu de ce m-am dus aici. Se duc în sufragerie, nu știu de ce m-am dus aici.
Și așa sunt într-o ceață, într-o confuzie. Și se tot plimba. Și la un moment dat știți pe cine zărește? Pe împărat. Împăratul se plimba pe zid. Nu vă imaginați că zidurile erau de 10 cm, cum e balustrada asta. Erau destul de groase. Și împăratul se plimba pe zid. Și când își ridică privirea, se uită către Ioram, împăratul Samariei, și zice ce strică. Împărate, domnul meu, scapă-mă! Prima atitudine este atitudinea oamenilor care în momentele de criză aleargă la oameni să caute rezolvarea. Și așa a făcut femeia asta. În momentul de criză s-a uitat către Ioram, a zis împărat, el poate avea soluția. Și strigă, Ioram, scapă-mă! Am ajuns în durere! Știi ce spune Ioram? Și are dreptate. Sunt eu Dumnezeu să te scap. Dacă Dumnezeu nu intervine, eu nu pot face nimic. Și această lecție, dragii mei, este o palmă peste nas dată nouă creștinilor, care de fiecare dată în momentele de criză alergăm la oameni. Deschidem telefonul și începem să căutăm pe cine cunoaștem. Cunoaște vreun funcționar public, vreun doctor, vreun avocat, vreun primar, pe cineva care ne poate ajuta. Vreau să vă spun ceva. Niciun om pe pământul ăsta nu te poate ajuta cum te poate ajuta mâna lui Dumnezeu. Unul singur e soluția pentru viața ta, Domnul Iisus Hristos. Când fratele Ștefan ne-a mărturisit că a fost diagnosticat cu cancer și doctorii nu i-au mai dat șanse de trăit, oriunde s-ar fi dus la oameni, nu mai era șansă pentru el. Unul singur a avut leacul și soluția potrivită, Domnul Iisus Hristos, glorificat să fie El în veci. Dar o viață întreagă alergăm la oameni, o viață întreagă alergăm în stânga și în dreapta să ne rezolve omul. Nu te-a dezamăgit omul de atâtea ori, nu ți-a promis de atâtea ori, ți-a promis marea cu sarea și spune eu de multe ori te-a lăsat doar cu sarea, adică cu amărăciunea, și niciodată n-a fost alături de tine. S-a uitat spre tine, eventual a zis necăjit, amărât, distrus și și-a văzut mai departe de drumul lui. Dar iată ce spun eu în seara asta. În momentul de necaz nu voi căuta ajutor la om. În momentul de necaz, când arde inima în mine de durere, când nu mai știu pe cine să sun și cui să-i spun durerea mea, nu mă voi duce la om, că omul mă va judeca. Va începe să facă o analiză a etiologiei problemei și va spune așa: de ce a ajuns aici? Știu eu de ce. Nu s-a căsătorit bine. Știu eu de ce a păcătuit cu nu știu ce. Știu eu de ce a făcut asta, a făcut cealaltă. Și oamenii începe să caute tot felul de diagnosticuri nepotrivite. Unul singur are soluția pentru tine. Oamenii m-au dezamăgit de atâtea ori. Cei mai buni prieteni lângă care am stat, cei mai buni oameni la care ai sperat că vei găsi un ajutor, te-au dezamăgit de atâtea ori. Unul singur te poate ajuta. Unul singur poate interveni. Acesta este Iisus Hristos, Domnul. Glorie Lui în veci. Când tatăl meu 13 zile se învârtea ca un șarpe pe covor, crize de rinic, piatră la rinic, trebuia să se ducă la operație. Să vin eu să-ți fac ungerea, nu că n-ai învățătura sănătoasă. Ești lucit și în momentele de crize, da. Dacă vreți să faceți ceva bun pentru mine, chemați-mi pe Albu, de la București, care l-ați cunoscut. Cu ani în urmă a trecut la Domnul. Un om al lui Dumnezeu și a rugăciunii. S-a dus, urma să facă operație în ziua respectivă de dimineață. Frate Nelu, ai ceva de mărturisit? Hai să-ți fac ungerea. S-a rugat pentru el. Și în momentul acela a fost vindecat pe loc. S-a dus la doctor tot în ziua aceea. Îi face analizele odată. Nu mai e nicio piatră la rinic, de ce ai venit la operație? Domnul doctor, mai faceți încă o dată. Domne, nu mă credeți pe cuvânt, nici o piatră la rinic. Domne, mai faceți încă o dată. Așa e om, să se asigure. Zice, nu mai e nicio problemă, ai fost vindecat. Pentru că soluția este la Dumnezeu. Când mama mea a avut probleme de inimă și doctorii la 18 ani i-a zis, vei muri. Strângeți bani de sicriu, vei muri. Tot fratele Albu a fost în adunare. S-a rugat lui Dumnezeu și a zis, dacă vă doare, dacă aveți probleme, acolo unde este rana sufletului tău, pune mâna pe mădularul, pe suferința, pe rana inimii tale. Și eu cred că Domnul se poate atinge de viața ta. Și Domnul l-a vindecat. Au trecut de atunci peste 40 de ani. Lăudat să fie Domnul! Atunci când oamenii nu mai au soluții, atunci când alergi obosit căutând o soluție care nu se mai întrezărește, parcă te simți că ai intrat într-un labirint din care nu mai poți ieși, viu este Domnul că El deschide cerul pentru casa ta. Viu este Domnul că El are o soluție pentru tine. Da, eu știu, când m-am dus în casa surorii Madi cu 2-3 ani în urmă și mi-a povestit, nu știu ce să mai fac, fata mea, Rebecca, s-a dus în lumea demenită de mirajul lumea astea, nu mai știu ce să fac. Roagă-te, sora Madi, vino marță la rugăciune. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Astăzi a fost în apa botezului.
Pentru că atunci când doctorii nu mai pot face nimic, când pastorii și evangheliștii nu mai au soluția, Iisus are soluția, Dumnezeu are soluția. De aceea, prietene drag, aș vrea să spun în seara asta, indiferent de criza prin care va trebui să treci, adu-ți aminte că dincolo de pământul ăsta, dincolo de țărână și oameni, dincolo de disperare, dincolo de aparatele medicilor, dincolo de actele medicale, există o mână a lui Dumnezeu care n-a obosit. În El nu-i schimbare și nici umbră de mutare. El are toată puterea în cer și pe pământ. El e Dumnezeul cel viu. El este soluția pentru casa ta. El este Dumnezeul care poate aprinde lumina în întunericul vieții tale. Glorificat să fie Domnul în veci. Glorificat să fie Domnul în veci. Așa că indiferent de criza prin care treci, ridică-ți privirea din pământ. Cuvântul om în greacă este antropos. Și ce înseamnă? Om cu fața spre Dumnezeu. Mai ridică-ți privirea din pământ, ai fost creat să privești cerul. Orizontul e mare. De dincolo de scena pământului, o altă scenă a lui Dumnezeu, care poate face minuni și astăzi, lăuda să fie El în veci. A doua atitudine a oamenilor în situație de criză. Dacă unii sunt aceia care caută soluții la oameni și rămân dezamăgiți de limitările și neputințele lor, în al doilea rând, a doua atitudine a oamenilor în situație de criză este să se răzbune pe propria familie. Când a apărut foametea, când a apărut criza, ce a făcut mama asta? Și-a omorât propriul prunc. Auzi? Să te răzbun pe copilul tău, pe care l-a născut în sala de operație cu greu, normal sau prin cezariană. Și să te duci să-l tai în două ca să ai mâncare. Sunt oameni care în situațiile de criză se răzbună pe familia lor. Uită de soție, uită de soț, uită de copii și fac ravagii. Nu-i mai interesează. N-ați văzut oameni care în situații de criză zice soțul nu mai câștigă bani, s-a dus după altul. Și în felul ăsta și-au distrus propria familie. Așa a făcut și femeia aceasta. În situația de criză a făcut rău familiei. Vreau să vă spun ceva în seara asta, dragii mei. Am observat un lucru ciudat în ultima vreme. Și nu numai în ultima vreme, par mi se că așa e de când e omul pe pământul ăsta. Noi, în momentele de durere, de criză, de necaz, ne răzbunăm cei mai mult pe cei mai dragi prieteni, pe familie, pe cei de lângă noi. Cât te duci în mijlocul lumii, în piața publică, în mijlocul adunării, stai cu grijă, pregătit, cu armură, cu mecanismele din astea de defensivă, de apărare, și ai grijă cum vorbești, ce vorbești, vorbești frumos cu toți. Când ajungi acasă, ți se pare că nu mai e război. Și încep să crezi că soția ta poate suporta toți nervii tăi, toată amărăciunea ta, și încep cuvintele, jignirile. Bun, dar de ce mă jignești pe mine, zice soția? Păi zice, m-a supărat șeful de la muncă. Nu, deci ceartă-te cu el. Problema e că nu mă cer, că mă dă afară de la muncă. Și tot ne descărcăm nervii pe familie și ne răzbunăm pe familie. Și n-ar trebui, pentru că în ceasul amar nimeni nu va rămâne lângă tine decât familia. Învață să prețuiești în viață oamenii care vor pleca ultimii de la mormântul tău. Eu, ca slujitoare a lui Dumnezeu, voi veni, voi face mormântarea, eventual îmi va da o lacrimă într-un colț de ochi și voi pleca mai departe. Dar familia va rămâne acolo cu durerea. Prețuiește pe oamenii care vor pleca ultimii de la mormântul tău. Lecția asta mă urmărește de ceva vreme. De atâtea ori de cât am plecat în evanghelizări cu avioane, când am avut diferite momente ciudate, accidente cu avionul, știți ce am simțit de fiecare dată? Mă duc și alerg. Am zis așa, iertați-mi epitetul, alerg ca un nebun, am zis, când în stânga, când în dreapta. Și îmi las acasă soția, îmi las acasă prunc și nu se știe dacă mă mai întorc. Și vin, te iau de bun, tu trebuie să predici, că astăzi evanghelizările nu se mai numesc evanghelizări, n-a știut, se numesc evenimente în vederea concurenței. Care e predicatorul mai bun? Cine a predicat mai bine? Cine mai pregătit? Și se fac concurenții și se dau note. Și dacă nu te duci să te ridici la nivelul așteptărilor lor, e o dezamăgire, e o traumă, e o durere. Și te duci să faci lucrarea lui Dumnezeu. Nu știi dacă te mai întorci. Și îți dai seama că oamenii se folosesc de tine. Dar dacă dă o boală peste tine, pastorii care vuiau cu telefoanele să le vii la evanghelizare, nu te mai sună niciunul. Când apare momentul greu al vieții tale, nimeni nu te mai sună. Dar rămâne familia cu tine, familia pe care ai abandonat-o, familia pe care ai suportat-o unui risc și ai zis rămâi că mă duc încă 5 zile. Și a zice, da, rămân, dar cu cine rămân? M-am săturat să fiu singură în casă.
și alergi pentru alții și alergi pentru unii. Și nu-i rău că Dumnezeu te va răsplăti într-o zi, dar la un moment dat îți pui o întrebare în viață: chiar merită? Pentru că într-o zi când se va face negură în jurul meu, toți mă vor părăsi, dar familia va rămâne acolo să plângă și să te ajute. Niciodată să nu te răzbun pe familia ta. Oricât de greu ar fi în viață, familia rămâne familie. Nu ai voie să divorțezi, nu ai voie să-ți distrugi familia, nu ai voie să te răzbun pe soția ta, nu ai voie să te răzbun pe copiii tăi. Ei sunt patrimoniul cel mai măreț pe care Dumnezeu ți l-a dat. Vor rămâne lângă tine. Și vrei să spun ceva? Vei părăsi într-o zi și casa pentru care ai lucrat și în care ai investit. Vei lua cu dumneata doar familia. Ce frumos e Dumnezeu, că cele mai frumoase lucruri de pe pământul ăsta le va lua cu noi în cer. Mie cei mai dragi îmi sunt cântăreții ăștia care cântă excepțional. Eu voi fi cu ei în cer. Dragi îmi sunteți voi, biserica, vom fi în cer. Cea mai dragă mi este familia. Vom fi cu ea în cer. Lăudați să fie Domnul în veci. Îi bun Domnul. Niciodată și niciodată, în situațiile de criză, nu te răzbuna pe familia ta. E singurul dar pe care Dumnezeu ți l-a mai dat. Singurul loc de unde mai poți găsi o fărâmă de înțelegere, de bunătate și de iubire. Lăuda să fie Domnul în veci. A treia atitudine în situație de criză este dată de atitudinea lui Ioram, care știi ce face când apare criza? Strigă femeia asta: împărate, Domnul, scapă-mă, sunt eu oare Dumnezeu? Și zice la un moment dat: să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu mă voi duce să tai capul cui? Da, lui Elisei, fiul lui Șafat. De ce? Cumva știi ce vrea să spune el? A cui era vina pentru, în primul rând, a cui era vina pentru criza asta? A lui Ioram. Sigur, și a poporului. Dar în primul rând, a reprezentantul poporului. Că dacă liderul cântă bine, joacă bine și poporul. Ați înțeles ce vreau să zic? Adică, bate voi păstorul și oile se vor risipi. În primul rând, a lui Ioram, care n-a dărâmat idolii, care n-a luat deciziile spirituale potrivite și n-a făcut reforma spirituală pe care Dumnezeu o aștepta. Și sigur că poporul a urmat calea lui Ioram. S-a îndepărtat de Dumnezeu. Și când apare această criză și acest faliment, și ce spune Ioram? Îl voi omorâ pe Elisei, pentru că vrea să mute direcția de vină dinspre el, care era vinovat principal, vinovat direct, spre cine? Spre Elisei. Vă întreb, de vină era Elisei? Nu era. Ăsta era omul lui Dumnezeu. Și zice, mă voi răzbuna pe Elisei. Pentru că a treia atitudine a oamenilor în situație de criză este să dea vina pe alții și să nu-și asume niciodată responsabilitatea lor. Am văzut de atâtea ori: femeie, zice bărbatul, știi de ce noi am ajuns în falimentul ăsta? Din cauza ta. Bărbatule, știi de ce am ajuns aici? Că tu nu ești pocăit. Și încercăm să dăm vina pe alții, dar niciodată nu ne asumăm responsabilitatea. Niciodată Dumnezeu nu va interveni atâta vreme când noi înșine nu ne vom asuma responsabilitatea. Să spun ca Daniel: din cauza mea lucrarea nu merge bine, din cauza mea familia traversează greul, din cauza mea. Problema este că fugim de responsabilitate și încercăm să dăm vina pe oricine altcineva, numai pe noi nu. Vorba unui pastor, se plângeau odată niște frați din comitet că nu merge lucrarea bine într-una din bisericile din zona Moldovei. Și apoi a venit un evanghelist de la o altă biserică și a zis: hai să spun ceva, frate, zice. Vrei să spun eu cine e de vină și din ce cauză nu merge lucrarea bine? Da, zice, nu, vin diseară la voi și am să vă predic asta. Și înainte să înceapă programul, a venit mai devreme, cum se cuvine oamenilor evlavioși, și știi ce a făcut? A pus la intrare o oglindă. Și toți veneau și întrebau: frate, zice, cine e de vină? Și zice, nu, am lăsat eu un mesaj la intrare în biserică. Când vă veți uita acolo, veți vedea chipul celui care e cu adevărat vinovat. Toți așteptau să fie fața păstorului. Vreun selfie cu păstorul vinovat, vreun selfie cu cântărețul, cu liderii. Nu! Când te uitai, era fața ta. Și atunci au înțeles că toți care intrau în adunare, privindu-și chipul în oglindă, erau de fapt cu toții de vină. Problema este că noi suntem tentați, ca un instinct natural, să dăm vina pe alții. Când ne vom asuma responsabilitatea? Să spunem, și eu sunt de vină. Mi-a plăcut deschiderea, sinceritatea fratului Gheorghe de dimineață. Unior lucrarea nu merge bine din cauza mea. A spus că așa a zis. Ce declarație sinceră. Ăsta este primul pas spre vindecare. Problema e că cei mai mulți nu văd asta. Dau vina pe unul, pe altul, dar niciodată pe ei. Pocăința începe cu am dat vina pe mine, am însușit greșeala și a devenit responsabil să fac ceva. Dumnezeu să ne ajute. În ultimul rând, dragii mei, cu care vreau să și închid, vreau să vă spun că
în situațiile de criză să mai observă cea de-a patra atitudine. Este atitudinea lui Elisei, care stă liniștit și care știe că Dumnezeu are ultimul răspuns. Când apare criza, ce se întâmplă de fapt? Știi ce se întâmplă? Elisei, care până atunci era în umbră, Elisei, care era vorbit de rău, Elisei, care era, eu știu, fața neagră a poporului și pe care toți l-au pus în umbră și îl vorbeau de rău, îl țineau pe ultima bancă. Elisei ne deranjează, Elisei nu merită, Elisei ne incomodează. De ce? Că era un sfânt. Sfinții dintotdeauna au incomodat. Asta ați văzut vreun om care să caute prietenii cu sfinții? Nu, că Sfântul zice nu glumi așa, nu bârfi așa și te incomodează. Îți plac ăștia la șuiete, la bârfe, la glume proaste. Ăștia se caută, sfinții nu-s la modă niciodată. Nu avem nevoie de Elisei. Dar când a apărut criza și nu s-a mai găsit sorți de izbândă în Israel, pentru că da, oamenii aveau bani, ați văzut 80 de sicle de argint, dar știi ce nu aveau? Nu mai aveau hrană. Că Dumnezeu întoarce vremurile. Uneori nu ai bani, dar există pâine, dar n-ai bani cu ce să o cumperi. Alteori există hrană, dar n-ai bani suficienți. Și uneori e invers, da? Nu există hrană, alteori nu există bani. Și tot așa Dumnezeu învârte lucrurile, pentru că fiecare, într-un fel sau altul, va trebui să trecem prin crizele noastre. Știți de ce? Din nici o inimă nu poate curge un de lemn, nu? Decât din inima aceea care a fost zdrobită de Dumnezeu și care s-a lăsat zdrobită de Dumnezeu. Știi cum dă rod și cum apare un de lemn? Zdrobind măslinul. Și cum îl zdrobești mai tare, va curge un de lemn. Dacă bobul de grâu nu moare mai întâi, nu este înghițit de țărână, nu suferă lopata semănătorului, nu suferă întunericul pământului, nu poate să fie un bob roditor care să fie o pâine caldă mai târziu pentru cei care au nevoie de hrană spirituală. Și Dumnezeu uneori ne trece prin situații de criză. Și frumos că povestea biblică nu se termină aici. Narațiunea biblică nu se termină aici. Și dintre toate aceste atitudini reprobabile, negative, condamnabile, strălucește ca aurul de mare preț, atitudinea lui Elisei, care reprezintă soluția pentru popor. Știi ce e frumos? Că Eliseiul, care a stat în umbră, când apare necazul, oamenii pe cine credeți că apelează? Tot pe Elisei. Vino Elisei. Nu asta credeți că ei nu știu subconștientul lor că ăla e omul lui Dumnezeu? Vino să-mi faci tu ungerea. Nu, dar de ce nu te duci la prietenul tău cu care... La fel ca mine. Să vină înapoi Elisei. Și mare e Dumnezeu că în situațiile de criză așează din nou într-o ordine pe oameni. Voi care l-ați spus pe Elisei, pe ultimul rând, e timpul să iasă din nou în față. El va fi soluția, el va fi binecuvântarea, el va fi instrumentul de care Dumnezeu se va folosi să vă scoată din criză. Cine este Elisei în seara asta? Cine este mama? Cine este tatăl? Cine este tânărul sau bărbatul acela care, uitându-se spre viața lui în seara asta, vede că traversează criza? Indiferent ce nume poartă criza. O boală, un necaz, o suferință. Habar n-am. Uitându-te spre criza pe care o traversez în seara asta, să spui o întrebare serioasă. Doamne, sunt eu Eliseiul de care Tu ai nevoie să pot depăși criza? Elisei înseamnă să fii omul lui Dumnezeu. Și închei spunându-vă că mi se pare de-a drept uimitor că împăratul, pe dinăuntru ce avea? Un sac de păr. În mod normal se purta sacul de păr ca expresia jelanii și smerenii și pocăinței în exterior, să vadă toată lumea. Dar știți de ce n-a vrut să vadă lumea? Fiindcă tot mai ținea la imaginea lui de împărat. Cum să-mi iau eu sacul de păr pe mine? Dar la un moment dat, când a văzut jalea și drama în care a ajuns Samaria, și-a sfâșiat hainele de pe el ca un gest al disperării. Și s-a văzut ce? De dincolo de hainele împărătești și regale, ce s-a văzut sub el? S-a văzut sacul de păr. Pentru că el, în subconștientul lui, în inima lui, știa că numai Dumnezeu mai poate face ceva. Numai că știi ce a vrut să facă. A crezut că, da, criza poate fi trecută și să rămâi ferm la cravată cu legitimația și să-ți fluturi legitimația și diplomele. Să spui, eu-s regele, eu am găsit proiectul managerial perfect ca să pot salva lumea din criză. Nu. Dumnezeu are ultimul răspuns. Și până el nu și-a dat hainele regale să se vadă sacul de păr, Dumnezeu nu a intervenit.
sacul de părânzeamnă, eu să mă vrăbușesc în seara asta, să spun eu nu pot, Doamne, eu nu pot interveni, am încercat de atâtea ori. Înseamnă să-ți arăți durerea, chiar dacă asta a însemnat să plătești costul rușinii, nu mai contează. Contează să fiu sincer și să câștig bunăvoința și grația lui Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul în veci. Așa că vă invit în seara asta să vă ridicați picioare. Și aș vrea în momentele care urmează, stimații mei frați, să ne gândim serios la faptul că fiecare dintre noi pe pământul ăsta avem de traversat crize. Poate ai traversat atâtea. Poate că n-ai traversat și va urma. Pregătește-te pentru situațiile de criză. În situațiile de criză nu căuta ajutorul la oameni, te vor dezamăgi. Dumnezeu rămâne ajutorul potrivit pentru viața ta. În situațiile de criză, vreau, prietene, să nu te răzbun pe cei dragi, sufletului tău și pe familia ta. Rămâi alături de ea, de acolo îți vine binecuvântarea. Auzi, Iov, ce ți-a spus soția ta când ai apărut în criză? Blastă-mă pe Dumnezeu. Și ce a făcut după aceea? El n-a blestemat, a zis, de la Dumnezeu vine și binele și răul. Și? Și din capitolul 2 a dispărut și a luat geanta de la Louis Vuitton pe umăr și a zis, descurcă-te cu boala. Dar în capitolul 42 apare din nou, Doamna, pe tocuri. Sărâna, te-ai vindecat? Da. Ești bine? Da. Ți-a dat Dumnezeu din nou averile? Da. N-o vină încoace. Ești din nou bărbatul vieții mele. Dacă ai fi fost dumneata în locul lui Iov, ce ai fi spus? Iov nu mai primi. Când ți-a fost greu, a zis să-l blestem pe Dumnezeu și a vrut să scape de tine. Dar Iov, pentru că avea o inimă ca lui Dumnezeu, te primesc înapoi. Îți dau șansa a doua. Știu că Dumnezeu te poate schimba și pe tine. Frumos e Dumnezeu. A înțeles ceva. În criză, oricât de mare ar fi ea, niciodată să nu renunți la soția ta. 3. În situație de criză, să nu dai vina niciodată pe altul și să-ți asumi responsabilitatea. Lasă să se vadă sacul de păr. Lasă să se vadă smerenia, greșeala și păcatul tău, pentru că de acolo începe vindecarea. Și 4. În criză alege să fii un Elisei echilibrat și diferent cât de mare va fi criza, tu să spui Dumnezeu e de partea mea. În blocul în care stai să se știe că ești pocăit, tu nu vei dispera. Tu nu vei fugi, tu nu te vei panica și vei spune pot totul în Hristos care mă întărește. Ridic paharul izbăvirilor în numele Domnului. Știu că dreapta Domnului câștigă biruința. Nu mă tem că nu omul are ultimul cuvânt și Dumnezeu din cerul. Și indiferent prin ce va trebui să trec, știu că Dumnezeu e de partea mea. Eu sunt Eliseiul pe care Dumnezeu l-a chemat pentru familia mea. Eu sunt mama, eu sunt tatăl acela care am fost chemat de Dumnezeu să fie Eliseiul pentru neamul meu. Da, Dumnezeu va ridica. De fiecare dată, oameni precum Elisei, ca de acolo să-și ridice o mărturie vie, lăuda să fie Domnul în veci.